Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să mai facem încă o călătorie prin lumea celor care mai și gândesc din când în când. Am anunța un eveniment important care se va desfășura pe 21 aprilie în București și probabil în alte câteva orașe din această țară. Este vorba despre evenimentul care poartă numele de 10, 2 puncte, 20 și 3. Este un eveniment important pentru că este o manifestare a societății civile împotriva pseudomedicinei. De fapt, vedeți și pe ecranul acestui monitor. Atenție, acest produs nu este medicament. Este un protest împotriva homeopatiei, așa numitei medicini homeopate. De fapt, este vorba despre o pseudomedicină. Evenimentul va fi organizat de către Asociația Secular Umanistă din România și grupul Sceptici în România. Eu am aici un comunicat mai lung, din care nu vreau să citesc. Ideea este următoarea. Se vor aduna mai mulți tineri, voi fi și eu pe acolo, nefiind eu chiar așa tânăr, dar vom încerca să ne sinucidem cu preparate homeopate. Vom lua supradoze de preparate homeopate. Și în același timp vom profita de această tentativă sinucigașă pentru a explica oamenilor care vor veni, care vor fi pe acolo, li se vor explica ce și cum în ceea ce privește homeopatia. Eu sper să fie reflectată și în mass media mai mult această manifestare. Până atunci mai este ceva timp. Până pe 21 aprilie sunt câteva săptămâni bune. Anul trecut în București evenimentul a avut loc la Piața Universității. Bănesc că și în acest an tot acolo va avea loc evenimentul. Și vă invit pe toți cei care preferați rațiunea în locul magiei, în locul iraționalului, să vă sinucideți alături de noi cu produse homeopate. Vom încerca sedative, somnifere, vom încerca. Vor încerca și prietenii noștri care îi felicit pe această cale. Trebuie făcut ceva în această țară pentru ca rațiunea să-și găsească un loc de exprimare. Vedeți dumneavoastră, parcă e un campionat. Posturile noastre de televiziune popularizează mai degrabă pseudoștiința, pseudomedicina. Un exemplu v-am dat în lunile trecute, o anumită emisiune pe un anumit canal de televiziune în care un nene venea și punea diagnostice de la distanță. Ei bine, acel nene și-a publicat și un articol de curând într-o publicație de răspândire națională. Nu este, eu știu, o publicație de răspândire în aceasta regională. Este chiar una din publicațiile citite. Are publicația cu pricina și o rubrică de paranormal în care personajul nostru își exprimă tot soiul de idei, care mai de care mai abracadabrante. Dar haideți să intrăm în subiectul nostru. El vorbește despre paramedicină și să vedeți cum stau lucrurile. În terminologia științifică, evaluarea corpului cu scopul determinării afecțiunilor pe alte baze decât cele folosite în medicina modernă poartă numele de paradiagnoză. Aceasta se poate face în parapsihologie prin radiestezie, prin vizualizarea aurei corpului sau prin alte tipuri de comunicări extrasenzoriale despre care am amintit în articolele despre radiestezie. Da, omul nostru publica adesea articole despre... Nici nu găsesc cuvintele, vreau să fie totuși niște cuvinte cât de cât academice. Dar el, ca să devină un personaj faimos, trebuie să participe la emisiuni de televiziune. Veți vedea mai încolo de ce insist asupra acestui aspect, dar haideți să-l urmărim într-una din emisiunile la care personajul nostru a participat și în care explică el
cum și de unde vin boalele. Haideți să îl urmărim împreună. Ce se întâmplă practic cu aceste agresiuni la adresa corpului nostru fizic, respectiv bolile? Care este cauza lor? Corpul fizic este ultimul ca importanță între cele trei corpuri. Primul este spiritul, după aceea e corpul energetic și apoi toate bolile se reflectă în corpul fizic. Deci, practic, boala pornește de la... De la corpul cel mai important. Corpul cel mai spiritual. Important, corpul spiritual, da. După aceea este îmbolnăvit corpul energetic. Corpul se perturbă, sigur că exact. Da. O foarte mare importanță în corpul nostru o are sistemul endocrin și, în principal, glanda tiroidă. Pe aici este, aceasta este poarta de intrare a tuturor frecvențelor benefice sau malefice pe care le simțim deci în jurul nostru. Da. Glanda tiroidă este una dintre cele șapte, este, pe glanda tiroidă este unul dintre cele șapte centre energetice, începând de deasupra capului până în partea de jos a corpului. Partea inferioară reprezintă centrele energetice ale legăturii omului cu pământul, iar cele superioare sunt ale legăturii omului cu universul. Încep cu o problemă legată de statistică. S-a spus că, științific, că 90% din afecțiunile corpului uman se datorează stresului. Adică, ce înseamnă asta? Că noi suntem perturbați în câmpul nostru energetic de stres, care științific stresul este considerat altfel decât adevăratul stres. Adică adevăratul stres înseamnă intervenția persoanelor sau mediului înconjurător asupra noastră. În momentul în care sunt tulburate vibrațiile noastre de către un sistem din afară, viu sau neviu, glanda tiroidă schimbă funcția și începe să tulbure tot sistemul endocrin din corp. Acest lucru face ca... Adică orice supărare, orice enervare, orice stare de agitație, puțin exagerată, afectează glanda tiroidă și automat întreg sistemul. Acum 100 și ceva de ani acest lucru l-a descoperit Edgar Cayce, iar știința medicală nu l-a luat în considerație decât după vreo 40-50 de ani. Da, ați văzut, a încheiat cu Edgar Cayce. Edgar Cayce era un clar văzător. El punea tot așa, ca și personajul pe care l-ați văzut dumneavoastră, diagnostice de la distanță. De fapt, el a făcut și niște profeții. Lumea trebuia deja să se fi sfârșit până acum, după Edgar Cayce. Tot după el ar fi trebuit ca Atlantida să fie deja descoperită, pentru că ar fi și ea singură, cumva la suprafață. N-a fost luat în seamă Edgar Cayce. Păi nici n-avea ce să fie luat în seamă din afirmațiile sale. Că despre hipofiză, despre glanda tiroidă care controlează celelalte glande. Nu, din câte știu este glanda hipofiză și de altfel alți pseudomedici se concentrează asupra paselor energetice, asupra hipofizei ca să regleze întreg organismul. Vedeți, folosește din când în când expresia sau sintagma științific, e dovedit științific, stresul nu e ce zic alții, stresul e intervenția asupra vibrațiilor noastre. Nu mai năzbâti, un șir de afirmații care de fapt n-au niciun conținut. Dar să știți, el răspunde scepticilor, tot din articolul din care v-am citat. Am reamintit aceste informații în ideea că am asistat la comentarii mai puțin ortodoxe făcute de sceptici, referitoare la veridicitatea bioterapiilor, în mod deosebit ale celor realizate la distanță. Ce nu știm nu înseamnă că nu există. Rețineți această afirmație. Ce nu știm nu înseamnă că nu există. Iar dacă știm că există, însă nu recunoaștem, este și mai grav. Vedeți dumneavoastră, aici este o confuzie de... Într-adevăr, ce nu știm nu înseamnă că nu există. Dar faptul că noi afirmăm despre un lucru că există nu l-aduce la realitate. Oricum ar fi. Și aceste metode de tratament de la distanță în care personajul pe care l-ați văzut mai devreme este specialist, chiar și aceste metode ar putea fi demonstrate științific prin metode relativ simple, dacă ele ar exista. Dar ele, de fapt, așa cum
știm cu toții, nu există decât într-o sumă de vorbe, într-o lungă vorbărie și o colecție întreagă de afirmații. Dar haideți să ne întoarcem puțin la felul în care omul diagnostichează. Tot din emisiunea, din aceeași emisiune din care ați văzut o secvență mai devreme, vom cita. Veți vedea că el se ferește să atingă câmpul energetic pentru că îl consumă și riscă să își perturbe propriul câmp energetic și din acest motiv el folosește ansa radiestezic, o bucățică de sârmă, și vede el cam cum se întâmplă cu câmpul energetic al pacientului pe care vrea să îl diagnosticheze. Repet, el face acest lucru și de la mare distanță. Poți să fii dumneata pe Marte, dacă ai lăsat o poză aici, el te poate diagnostica de la distanță. Dar haideți să vedem secvența. Ce urmează? Există mai multe metode de măsurare a afecțiunilor fizice și energetice, în primul rând. Eu măsor pe sistem radiestezic. De ce? Pentru că dacă măsor nivelul energetic al corpului cu problemele lui, pot să preiau vibrația afecțiunii și de la 10-15 persoane pot să-mi iau din afecțiunile respective. Și atunci dacă mă protejez, da. Nu dacă ating. Numai dacă pun mâna în jurul corpului. Am înțeles. Că se simte prin palmă. Preluați. Acolo unde este, da, afecțiunea, se simte. Ori, da, 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 înțepături, ori căldură, ori răcoare, depinde. Aia înseamnă că preiei vibrațiile afecțiunii. Și atunci ce faci? Ca să nu preiei energeticul negativ din afecțiune, te protejezi și iei numai informația bolii. Cum? Radiestezii, cu ansa. Adică îți propui să afli acolo unde este o afecțiune, ansa să se miște într-un anumit fel, printr-un alt bolin pe care îl faci. Și atunci poți să descoperi bolile. De fapt, ce se întâmplă? Medicina alopată descoperă afecțiunile cu aparatele în corpul fizic. Noi, prin sistemul energetic, evaluăm structurile sau funcțiile corpului de la nivel energetic. Deci vedem dacă sunt nivelele energetice corecte sau sunt mai mici decât cele normale. Și atunci spunem, verific un nivel energetic și văd că e mai mic decât cel normal. Verific după aceea, tot informațional, cu ANSA, dacă a afectat structura sau nu mai este o mică... Dacă este la nivel energetic sau a afectat deja organele. Sigur că da, sau numai o funcție sau și structura chiar. E, în funcție de treaba asta, putem să spunem ce boli sunt în corp sau unde să se aștepte că mai apare încă o afecțiune. Aceste lucruri se fac înainte de tratamente pentru a ști ce echilibrări să faci. Însă, echilibrările se fac începând de la sistemul energetic superior, de la centrii energetici de deasupra capului până la cei inferiori, și aceste câmpuri energetice caută să... ca o structură, ca un copac. Din tulpină pleacă ramurile. Și tot așa pleacă sistemul energetic din arborele central până la nivel celular. Și atunci corpul începe să se încarce energetic și structurile și funcțiile încep să apară corecte. Da, ați remarcat și dumneavoastră un șir lung de afirmații, o adevărată poveste, o adevărată magie. În fond, cuvinte din acestea lipsite de sens putem rosti fiecare. Putem să enunțăm lucruri care pot să pară logice câtă vreme reușești să convingi de propriile tale premise pe interlocutor. Aici, așa, în lumea aceasta a pseudoștiinței, în lumea pseudomedicinei, de fapt și homeopații apelează la o energie vitală care cumva trebuie reechilibrată prin informația care este pusă cumva acolo, în remediul acela homeopatic. E un întreg univers care se construiește pe sine însuși, dar este un univers din vorbe. Nu vindecă pe nimeni, nu salvează pe nimeni de la moarte. În schimb, te eliberează de greutatea unor bani din buzunar, îți ușurează contul bancar. Sunt foarte mulți care mai degrabă apelează la bio-energo, super terapeuți, decât să apeleze la medicina obișnuită. Sunt mult mai prietenoși cu tine acești
șarlatani. Dar spuneam, prezența acestor personaje la televiziune reprezintă un lucru extrem de grav. Și să vedeți de ce. V-am povestit anul trecut despre emisiunea în care participase același personaj. O emisiune în care omul punea diagnostice de la distanță. Fusese în emisiune invitat și domnul doctor Cristian Andrei, care foarte subtil l-a făcut praf pe personajul nostru. Personajul nostru care în cadrul emisiunii își propusese să pună diagnostice de la distanță. N-a pus, de fapt, niciun diagnostic de la distanță. A fost o poză a cuiva, despre care nu știm nimica, a pus el acolo, cu algoritmul său, un diagnostic, dar n-avea cine să-l confirme. Apoi a mai apărut un personaj, dar aici începuse să apară un dialog. Un dialog în care el spunea că are ceva la rinichi, aia personajul respectiv spunea că n-are, deci era o bălmăjeală mai degrabă. E, bine, a încercat să și reechilibreze energetic așa, concentrându-se nenea nostru. Dar să vedeți cum relatează el această emisiune. A fi prezent într-o emisiune de televiziune îți dă credibilitate. Iar atunci când emisiunea între timp a dispărut de pe internet, poți să susții că s-au întâmplat în acea emisiune lucruri care nu s-au întâmplat în niciun fel. Dar haideți să citim textul. Pe data de 20 noiembrie 2011, la un anume post de televiziune, în cadrul emisiunii care avea un nume, în direct am propus un astfel de experiment bazat pe bioterapie la distanță. La redacție au fost primite e-mail-uri cu fotografii ale telespectatorilor pentru a li se evalua starea de sănătate pe baze extrasenzoriale, urmând apoi să fie tratați la distanță în limita timpului alocat acelei emisiuni de televiziune. Respectivii telespectatori confirmau la telefon în direct atât exactitatea evaluării, cât și reacțiile corpului în timpul tratamentului de la distanță. Nu s-a întâmplat așa ceva. V-am relatat această emisiune. La emisiune a participat și doctorul Cristian Andrei, ca invitat. Repet, domnul Cristian Andrei chiar l-a făcut harcea-parcea într-un mod mult mai diplomatic decât aș putea eu vreodată să o fac. Ca invitat din partea televiziunii, Cristian Andrei acesta, cu ani în urmă, în cadrul emisiunii 95-95, am avut intervenții de nenumărate ori legate de fenomenul din domeniul parapsihologiei, printre ele găsindu-se și bioterapiile. Vedeți dumneavoastră, dintr-o dată el a modificat o realitate. A modificat conținutul acelei emisiuni. Chiar îmi pare rău că nu am în calculatorul meu acea emisiune. Am încercat să o revăd întâmplător sau nu, emisiunea dispăruse de pe site-ul respectivei televiziuni. O fi așteptat personajul nostru întâi să dispare emisiunea pentru ca apoi să-și facă articolul, să își enunțe afirmațiile? Să zice că n-ar fi așa. Dar, vedeți, iarăși subliniez un lucru care este neglijat adesea de cei care dau spațiu de emisie unor asemenea șarlatani. Evident, șarlatani. Le dau credibilitate. De fapt, pe pagina de Facebook a respectivei emisiuni chiar am protestat vehement legat de felul în care urma să se desfășoare emisiunea. Pentru că un adevărat experiment științific în această zonă, dom'le, poate pune un diagnostic de la distanță. Păi vin eu cu 10 fotografii, dintre care unul e mort, altul, le știu întreg, cum să zic eu, istoricul medical al personajelor respective și să văd. Își dă seama că personajul din poză e mort? Își dă seama ce boală are personajul cu pricina, un alt personaj? Și aș lua poze de aceeași vârstă, chiar dacă sunt făcute în ani diferiți. Ideea este că e nevoie de dovadă științifică. Nu, în pseudomedicină dovada științifică este, cum să zic eu, evitată. De fapt, îi încurcă dovezile pe cei care susțin pseudomedicina. Dar mai are ceva de geț personajul nostru. Sunt atâția care ar replica: du-te, domnule, cu minciunile de aici. Da, și eu aș zice la fel. Poate că este necesar să explic pe scurt fenomenul. Și ne explică fenomenul. Echilibrarea energetică face ca organismul să-și refacă matricea energetică proprie, obișnuitul limbaj pseudo-științific. Ce e matrice energetică?
În pseudoștiință există această matrice energetică care nu ține de știință, nu e măsurată în niciun fel. Atunci ADN-ul, în care se găsesc toate informațiile legate de structura și funcțiile organelor corpului până la nivel celular, beneficiază de energia necesară cu ajutorul căreia să-și rezolve problemele. Deci iată că prin acest tip de tratament, neinvaziv și fără efecte secundare, cu mic ajutor din afară, cu siguranță nu are efecte secundare, de fapt nu are niciun efect. Dar să revenim. Cu un mic ajutor din afară, organismul are mecanismele lui cu care se poate reface singur. Rămâne doar să ridicăm credința la nivelul posibilităților care stau ascunse în noi, așteptând să le accesăm. Vedeți, dumneavoastră, nu are rost să mai intrăm în detalii. Dar, repet ce am zis de mai multe ori în această emisiune, prezența acestor personaje pe posturile de televiziune le dă credibilitate. Nu am văzut pe vreun alt post de televiziune, și o spun cu un extrem de mare regret, emisiuni care să îi combată sistematic pe acești indivizi. De fapt, în cadrul aceleași emisiuni, care și-a modificat oarecum formatul în care a fost prezent el cu vindeca el de la distanță, stabilea diagnostice de la distanță și a schimbat un pic formatul. Există o secvență, o porțiune bună de medicină serioasă, dar în același timp mai există o porțiune care sunt prezentate tot felul de suplimente alimentare ca fiind medicamente. Este adevărat că cei care prezintă respectivele suplimente sunt chiar distribuitorii sau reprezentații producătorilor acelor suplimente alimentare, care, repet, sunt prezentate ca medicamente. Asta contrar legii legate de care, cum să spun, definește și prescrie cum sunt prezentate suplimentele alimentare în mass media. Câte reclamă, cum li se poate face reclamă, să transformate emisiunea în jumătate de emisiune, un soi de teleshopping. Da. De ce se întâmplă lucrurile astea? Da, există o televiziune, un ziar, cum este și cel din care am citit eu, depinde de veniturile pe care le poate obține. Iar firmele de medicamente nu au voie să-și facă acest gen de emisiuni. În schimb, un producător de produse homeopate poate să facă, poate să plătească un post de televiziune pentru o asemenea emisiune. Apare, la sfârșit, emisiunea realizată cu sprijinul firmei XYZ. Cât ceea ce privește cu ADN-ul acesta, cu informația, universului, ADN-ul și așa mai departe, am descoperit, de fapt, mi-a fost recomandat tot din cadrul grupului Pseudoștiința în România, un film realizat în limba engleză, cred că în Statele Unite este realizat, dar care e tradus complet în limba română, un film de oră și ceva. Din acel film am să vin cu secvențe într-una din emisiunile viitoare, pentru că trebuie să vedeți ce afirmații năstrușnice se pot face în asemenea filmulețe. Dar altul este comentariul care vreau să-l fac eu acum. Un film de oră jumate tradus complet în românește. În zona pseudoștiinței există foarte mulți entuziaști care își consumă din timpul lor pentru a traduce toate aceste năzbâti. În timp ce documentare interesante, filme cu adevărat științifice, în care oameni de știință cu reputație își prezintă ce au de prezentat, acestea foarte rar sunt traduse în română. De ce? Acum aș putea să trec așa la o teorie a conspirației, cum că oculta mondială vrea o masă de imbecili pe această planetă. Pentru că nu e așa, imbecilii sunt ușor de manipulat. Bănuiesc că nu despre asta e vorba. Bănuiesc că e vorba despre un alt aspect. Imbecilitatea e mult mai perseverentă decât rațiunea. Dar despre acest subiect și despre altele vom vorbi noi în emisiunile viitoare. Mai avem multe a vă povesti. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Roman.